Am pornit iar la drum și m-am întors într-un loc care mi-a devenit tare drag, și anume la Calafindești. De această dată, mi-am propus să aduc în fața dumneavoastră niște oameni care au reușit să aducă fanfara țărănească la un înalt nivel de rafinament. Disciplinați, serioși, cu mult respect față de munca lor și față de muzică în general, cei de la fanfara Trandafirul ne-au primit acasă la ei. I-am rugat să ne depene povestea lor și, bineînțeles, să ne cânte. Vă invit așadar să vă bucurați în cele ce urmează de acești oameni minunați și de muzica lor. Dragi prieteni, ne-am reîntors la Calafindești, după ce le-am ascultat asta iarnă pe copcile de la Calafindești. Ne-am întors iată să vedem și care este treaba cu fanfara de la Calafindești, despre care eu aș spune că este cea mai bună fanfară din Ținutul Rădăuțului. Îi avem aici alături de noi pe toți membrii fanfarei, 11 la număr, în frunte cu domnul Ghiță Diaconescu, care este și conducătorul fanfarei. Domnul Ghiță, de când s-a înființat fanfara Tarandafirul de la Calafindești? Trandafirul s-a înființat din anul 2000, când am preluat-o eu, dar fanfara are o vechime foarte mare la noi aici în Calafindești, de prin anii 1960. Și atunci, în anii 60, când s-a înființat, ea nu se numea Trandafirul, să înțeleg? Nu, din 2000, din anul 2000 se numește Trandafirul, fiindcă am făcut parte din ansamblu Trandafirul, am rămas cu numele Trandafirul și ne mândrim cu el. Alții spun că e politic, nu, dar nu e politic. Trandafirul e printre cele mai frumoase flori, nu? Toată lumea vă cunoaște sub denumirea de fanfara Trandafirul de la Calafindești. Eu v-am văzut pe la baluri, v-am văzut la tot felul de manifestări culturale din județul nostru, județul Suceava. Așa este. V-am văzut în foarte multe locuri și de fiecare dată am rămas profund impresionat de tehnicitatea pe care o aveți, de modul în care cântați și, nu în ultimul rând, de repertoriul pe care l-abordați. Eu vreau să vă întreb, cum ați reușit să ajungeți la nivelul la care sunteți în momentul de față? Prin foarte multă muncă și disciplină. Am încercat să cântăm curat, să cântăm multe piese autentice, cântăm și piese din alte zone, dar am încercat cât de cât să aducem repertoriul din Bucovina, care este un repertoriu foarte frumos.
Am încercat să aduc muzicanți, cum spunem noi, lăutari din toate zonele, ca sunetul fanfare, când îl auzi, să nu te zgârie la ureche, deci să-ți placă, să-mi placă mie. În primul rând, eu iubesc foarte mult muzica de fanfară. Deci fanfara trebuie să sune într-un anumit mod și stilul nostru de la fanfara de la Calafindești. Se cunoaște dintre 30 fanfare, stilul nostru e... Vă cunoașteți că sunteți dumneavoastră? Da. Ce vă diferențiază? Ce ziceți că vă diferențiază de aceste lucruri? Melodiile moi, cum se spune. Așa. Melodiile calde, dulci, nu prea multe cărâieli, nu prea multe, cum să vă spun eu, curățenia cântecului. Deci cântecul trebuie să-l lași să decurgă așa cum este el, nu cu prea multe. Cândva se cânta cu totul și cu totul altceva, fiindcă eu cânt din 1998. Deci în 88 mi-am luat trompeta, din 88 am început cântecul. Și încet, încet am prins experiență pe lângă fostul șef de la fanfara noastră, domnul Leonte Moloci, pe care îl salutăm. Am învățat. Noi cântăm și la mormântări, la orice eveniment. Și multe, multe am învățat de la dânsul. Și ce nu mi-a plăcut, am încercat să corectați. Să corectez, da. Și mă bucur mult că tineretul a început să le placă lămurile. Și ați văzut și la baluri, dacă tot am vorbit de baluri. Foarte multă lume, deci tineretul, când ajungem, sunt foarte voioși. Thank you.
eu de câte ori v-am văzut, mai ales să spunem de baluri. Da, ne-am întâlnit foarte mult. La un moment dat o ne intrare cheamă. Și intra fanfara de la Calafindești și toată lumea era în da, așa este. Delir, să spun așa. După Revoluție au mai fost 5 ani în care fanfara a fost căutat, după aia 10 ani... De pauză. Pauză totală. Totală. Și ce se întâmplă atunci în Calafindești? Din punct de vedere cultural, să spun, și muzical în special. Vă spun, ce instalam în curte, orga, cum se cântă acum. Și încet, încet, omul spunea, vii cu orga. Eu veneam cu 4-5, după aceea am ajuns cu 11 muzicanți, făceam, deci, să fie, să aud alămurile. Aveți foarte... acum 11 membri, da, de diferite vârste. Dar mai colaborez încă cu 10, pe puțin cât, 10. Cât este formația dumneavoastră în cea mai largă vreau formulă? 22. 22? Da, da. Cu care colaborez, vreau să-i salut și pe dumnealor, că unul fără altul nu putem. Suntem foarte căutați și am încercat să aduc oameni buni în fanfară. Și fiindcă avem cerere mari, mergem două, trei echipe, dar echipele trebuie să fie bune, exact ca la fotbal.
Ați spus că nu sunteți toți din Calafindești. Nu. Am oameni și din județul Botoșani, Dorohoi, Stăuceni, tocmai Zvorștea, Zamostea, Badrage, avem Burdujeni, Siret, Botoșenița, localitate de la noi, care stă Calafindeșteni. Suharău, da, avem. Nu vă este greu să vă adunați pentru repetiții, dacă sunteți atât de împărțiți? De repetiții n-aveți ce vorbi, că nu facem repetiții. Asta e o mare problemă, fiindcă suntem toți foarte departe cu repetiția. Deci chiar nu facem repetiții. Ne întâlnim înainte de nuntă cu o jumătate de oră sau de spectacol și încercăm să sunăm bine. Ne corectăm. Și după cât o să vadă și telespectatorii, vă iese lucrul ăsta? Da. Pentru că sunați foarte bine. Da. Fanfara sună foarte omogen. În fanfară, dacă alămurile nu sunt bune și toboșarul e șchiop, nu ai făcut nimic. Auziți, haideți să spunem telespectatorilor, poate nu toți cei care ne ascultă știu ce instrumente și ce înseamnă bucătăria asta, să spun, interiorul unei fanfare. Da? Da. Ce înseamnă armonie, ce înseamnă fanfara melodie, ce sau înseamnă banta, ritm. Da, fanfara sau banta țărănească. Așa. E formată din multe alămuri și clarinet. Hai să care vă spun. E singurul care e, să spun... Da, alămuri diversificate. Nu poți merge cu două tromboane, numai sură, sau cu două eufoniu, sau cu două basuri. Bună oară, dumneavoastră. Uite cum avem noi. Avem clarinet, avem trei trompete, avem frigonul la domnul Radu, avem eufonele, un bas mai mare și basul în spate. Plus tubă. Tubă. Și clarinetul domnului Costel, care a dus un plus în fanfara noastră. Cu altă nuanță. Da. Și așa, și aveți, deci clarinetul și trompetele. Clarinet și trompete. Care duc melodia. Așa. Eufoniu cu... Eufoniu, scara, cum spunea Aurel, un alt muzicat de la noi. Scara, el spunea, nu spunea trombon, scara. Trombon, două eufoni, basul și tuba. Și tuba care ține armonia. Ține armonia. Plus, și toboșarul, bineînțeles.
Nu plecați nicăieri, pentru că imediat după pauza de publicitate, emisiunea Oameni și Tradiții continuă cu alte cântece și povești cu și despre fanfara Trandafirul din Calafindești.
Haideți să continuăm povestea fanfarei. Și ați spus că ea s-a înființat din 1960, nu se numea Trandafirul, se Da, aici aș vrea să vă dau un membru vechi al fanfarei, care a fost și toboșar, domnul Radu Pușcaș, uite, mânez microfonul. Prima dată vă spun Hristos a înviat. Prima dată salut cetățenii Comunii Calafindești, pentru că dacă fanfara aparține Comunii Calafindești, automat se cheamă să respecte oamenii din Calafindești. În al doilea rând, salut cetățenii Comunii Zamostea, pentru că sunt de acolo. Și dacă salut cetățenii din Zamostea, înseamnă că salut toți cetățenii din toată țara care absolut ne cunosc. Am început cu tobă din anii 77-78. Am continuat până aproape în 81, când mi-am găsit viitoare soții tot din comună de aici. Și pe această cale îi mulțumesc și ei că arăt datorită ei cum arăt. Mulțumesc că sunt la ora actuală cu colegii mei, care dacă vă uitați la ei, sunt niște exact cum sunt florile pe cireș, așa arată toți, simpatici, frumoși. Continuăm la fel de fel de festivități, la zilele comunilor, la zilele orașelor, în mormântări. Îl salut pe colegul și șeful fanfarei, care prima dată, dacă n-ar ține fanfara un pic în frâu, ar fi un pic destrămare, pentru că eu când am început cu muzicanță, Diaconescu, Arcadi Simeniuc, Pesclevei Ștefan, Leonti Moloci, Leonti Mihai, Ciobanu Leonti, Dumitru Vociuc. Păi pe timpul ăla când mergeai la nuntă, prima dată se întreba, da, olercă? Și cum că acum că se bea un sfert de kilogram, 5 kilograme merge așa ca apa. We'll be right back.
domnul Ghiță Diaconescu este un om care este respectat de toată lumea, nu de comuna Calafindeș sau județul Suceava. Absolut. Este chemat în București, este chemat în Vrancea, este chemat în Ploiești. Și dacă eu văd pe telefon că mă sună Ghiță Diaconescu, aș mă încălzește la inimă, că știu când vin vă doi bani. Da. Dacă, de exemplu, cade o mormântare, aș îi spun, Gheorghina, azi nu faci, până când vin cu colac mare. Așa, și mai vin cu două paruțe, trei de colivă, că dacă așez de la mormântare... Regret că mulți din colegii cu care am început nu mai sunt. Nu mai sunt printre noi. Nu mai sunt, Dumnezeu să ierte, să le fie țărnă ușoară. Și cei ce mai sunt în viață, că vă câțiva, să le dea Dumnezeu sănătate, să mai continui viața, chiar dacă nu cântă, dar să mai continui viața ca au când stă în pământ. Vedeți cât e de frumos. Ce vreau să vă întreb față de primele formule ale fanfarei? Cum s-au modificat muzicile astea și repertoriul, dacă nu, și tehnica? Absolut, este schimbat totul. În primul rând de la ținuta și portul. Vedem o dată că aveți niște... Absolut, este schimbat. Deci poate se purta înainte vreme, era cu totul altfel. Acum vedeți dumneavoastră că dacă vă uitați la ei, avem și alte ținute, costum popular cu tătui. Și cu cămașa anume, cu sigla... Cămașa, avem izmană sau pantalon alb, fanfarii dumneavoastră. Gondiță sau cheptarașul, cum se cheamă. Suntem chemați, v-am spus, în alte zone, ne cheamă de la cultură, de la Suceava. Acolo automat o trebuie să schimbi tot repertoriul. Din ce cauză? Pentru că... Cu ce ați mers dumneavoastră și ce nu le-a convenit din repertoriul pe care l-aveați? Păi să vă spunem care-i treaba. De exemplu, băiatul ăsta mic. Așa. El a început săracul, eu când mă uitam la el era cât trompeta. Când stătea lângă top, zic, băi, băiatul ăsta, cum tot se joacă și el aș nu aș vrea nimic să umbli. Parcă cumva mi-era... Îmi pare că ceva nu-i normal. Dar săracul atât de atent era acolo și acum îi mulțumesc pe calea asta pentru că ne poate da lecții.
și pot să asculte și alții fanfaroni din zona de pe aici, că poate lua lecții de la el, indiferent că e mai tânăr. Pentru că automat cum greșim unul dintre noi un pic, nu există să nu deviezi, că oricum ai face, tot greșești. El este cel ce ne atenționează un pic, așa e, mă, știu cu de la gură și faci, a intrat în neregulă. Îi mulțumesc și îi doresc atât lui Cosmin, atât lui Costel, atât lui Andrei, care îl iubesc până mor, să continui și să nu lese pierdută fanfara, să nu moară, absolut să nu lese fanfara să moară. Să continui și să ducă mai departe tradiția și obiceiul. Cum ne-a scos primarul de la Calafindești, Login, cum ne-a scos și ne-a dus prin Ungaria, ne-au dus prin Ucraina, ne-au dus prin Polonia și ne-am simțit fericiți. Nu durează mult în august și continuăm iară prin Ungaria. Abia aștept să mergem. Îl salutăm pe domnul director Călin Brătianu, care și datorită lui avem o mare performanță, avem ieșiri. Și trebuie să spunem oricum că datorită domnului Brătianu, foarte mult s-a revigorat muzica tradițională. Au scos la iveală balurile astea ale gospodarilor, care iată cât de dese sunt în zilele noastre. Dacă se făceau numai după sărbătorile de iarnă la început. Iar că acum se fac de hramuri, de pur și simplu. Și lumea, nu vă pare că lumea e tare dorită de lucrurile astea în zilele absolut noastre? Absolut, fanfara când trece pe drum, ori cu nuntă, ori la o strânsură, ori la orice festivitate, dacă merge fanfara, automat iese la gard, iese la drum și acel bolnav, și acel cu bani, și acel fără bani, pentru că fanfara, mai ales trandafirul Calafindești, este un medicament. Uiți și din cazuri, uiți și de greutăți, uiți și de cele ce sunt, și de cele ce nu sunt. Te încălzești un pic la inimă. Thank you.
Dacă am trecut de la unul dintre cei mai vechi membri ai Fanfarei, să vedem unul cel mai tânăr, nu? Câți ani ai? 14. 14 ani. Și la câte instrumente cânti? La 5 instrumente, dar în fanfară la 2. Și anume, spune telespectator. Basul și trombonul. Și doba, dar deci mai rar. Știi să bați la dobă, așa. Da. Și la ce instrumente mai cânti afară de fanfară? Cânt la orgă, electronică, acordeon. Și dintre toate instrumentele astea, care ai spune tu, după cântând la ele, că e cel mai greu? Basul. Basul? Da. Din ce cauză? Depui mai mult aer. Deci pur și simplu de efortul pe care îl depui pentru a cânta, dar ca tehnică? Ca tehnică, acordeonul. Acordeonul. Da. Ai parte de melodie, ai parte de armonie, bas și sincronizarea. Da. Ce te-a determinat pe tine să te apuci de cântat și să intri în... Iată, ești un băiat foarte tânăr, la 14 ani. Bănuiesc că e destul de greu să sufli în tubă. Da, este greu, dar din plăcere. Bănuiesc că plăcerea ai văzut... de a cânta, plăcerea de fanfară. Și văzând în familie, pentru că trebuie să spunem că... Domnul Gică Diaconescu este tatăl tău, feciorul lui. Eu am început să bat tobă la 2 ani și 8 luni și am mers la diferite spectacole, turnee cu fanfară și ascultând, am crescut în muzică. Cosmin, ai spus că ai bătut doba, hai să arătăm la telespectatorii Cromtel, să spun cum se bate la doba țărănească o horă, să spun, o horă rară. Așa, asta e hora rară. Da. Dacă îți cere cineva o sârbă, cum vine de bătut? Asta a fost sârba. Hai să vedem ce să mai spunem. O țărănească. O țărănească. Cum vine bătută? Ia să vedem. Bătând dobă. Dacă tot l-am prins pe Cosmin, să-l exploatăm o leacă, am văzut cum bate în dobă, acum în bas, ia să vedem cum sufli în bas. Ghiță, eu nu pot să plec de aici până nu vă întreb ce proiecte aveți în viitor. Care e viitorul? Cum vedeți dumneavoastră viitorul fanfarei Trandafirul de la Calafindești? Viitorul fanfarei Trandafirul Calafindești îl văd foarte bine. Acum am în vedere, așa, stând noaptea și mă gândesc, să facem un CD-ul cu 2-3 soliști consacrați sau mai puțin consacrați cu muzică de fanfară. Dacă stau să mă gândesc bine, nu multă lume cântă fanfară. Soliști care au cântat cu fanfara, cred că cel mai vechi material pe care îl știu eu, cel puțin, este cu Mioara Velicu și fanfara de la 10 prăjini. Așa, da. Mai recent, domnul Călim Brăteanu a scos un album cu formule de fanfară și... care am lucrat și noi mult. Silvia Ene, da. Care din nou cântă cu... Noi vrem să facem genul nostru de aici, din Bucovina, cu cântece vechi, deci bătrânești, cum s-ar spune.
două, trei bătrânești, două, trei mai noi, plus fanfară, să facem așa un mix, să iasă ceva ca omului, să-i placă ce aude. Și eu sunt convins că o să-i placă, pentru că și noi trebuie să spunem că am fost total impresionați de dumneavoastră și de munca pe care o faceți și să vă dea Dumnezeu sănătate să duceți toate proiectele pe care le aveți în continuare și până la bun sfârșit. Ei bine, dragi prieteni, aici se încheie povestea de astăzi. Nu uitați că în fiecare duminică, de la ora 20, vă invit să mă însoțiți în călătoriile mele prin satele din Bucovina, pentru a descoperi împreună alți și alți oameni păstrători ai tradițiilor noastre strămoșești.